Da, uite, copacul ăsta. Acolo e arbori, arborește amari și sub arboretul. Arboretul e a doua, a doua protecție a solului. Dar ăsta secular l-ați lăsat doar pentru umbră sau pentru că nu aveți voie să-l tăieți așa bătrân? Nu, l-am lăsat pentru umbră. A. Când o ajunge la masiv închis, ce am plantat la 2 metri, 2 metri jumate, se va scoate și aceștia. Oho. Deci e voie, chiar dacă are un secol, două? Păi nu, masa lemnoasă se recoltează și verde, pentru ca să poată să, să se facă ceva, să se aleagă ceva. Dacă se usucă, nu mai este bun de nimic. Lemn de foc. Nici lemn de foc, dacă putrezește, ce facem cu el? Îngrășământ. Îngrășământ e din belciug, pentru că frunza anuală rămâne pe sol, se macerează și este îngrășământ natural destul. Grosimea frunzei aici este poate, bine, pe toamnă când cade frunza, este de 4-5 cm. Deci asta are 6 de hectare, nu? 600 de hectare are trupul ăsta tot, pădurea statului. Crezi că gândește că e o moară pe ăștia mici? Vrei să spun ceva? Eu mă gândesc că ar fost bine să fie tăiat acum. Că după aia ăsta când o să cadă sau când o să-l tai, o să faci problema aici, în zonă. Păi nu, e cu să-l taie, oricum știi să-l taie. Cred că taie cam peste 3 ani și ori așa. Ah, bun, na, oameni nu uite cât am atat hală. Da, știu. Fel așa la. Dar cred că eu... A noi îi zicem copac, ei zic masă lemnoasă. Da. Bani. Mai stăm un pic să verificăm că sunt bine tasați. Da, copiii sunt ușori și n-au presat bine. Pregătise mai mult, adică eram pregătit să dau puternic în ele. Hai că să avem energie și mâine, că plantăm în pădurea București. Acolo o să fie mai complicat. Că acolo nu avem grof făcute. Exact. Și piatră. Eu n-am știut că ne aștept. Că ziceam, îți dădeam un număr să vin și tu. Manevre militare. Cel puțin 4 elicoptere. Deasupra pădurii plantate de noi. Na, am contribuit și noi cât am putut. Mai cu copii, mai cu voluntari. Înverzim meleagul. Oho, mai vin 4. Șase. Sper că n-a început război. De exemplu, acum dacă îl ia pe bunicul, când revin la dumneavoastră. Păi da. Și acolo îl controlează, nu, pădurea nu mai e, dar nu l-o tăie. Păi pădurea nu mai e, dar cel puțin s-o doneze către Rosilva. Cu gânduri bune. Dar ei n-a făcut plângerea pe bani. Păi, vedeți? Cazul dumneavoastră, era în anii 90, uite, gen cazul dumneavoastră, presupun că în anii 90 a fost la nivel național. Că și eu, cazul dumneavoastră. Undeva aproape de Trăcăiești, în zona aia, Mănăstioara, nu știu dacă știți, avea bunica pădure. Da. Și au luat-o la ras. La ras. A, pe la un moment dat i-au adus și mama acolo în curte, dar au venit și pur și simplu au ras tot. Și de-a lungul timpului ea s-a regenerat. Da. Și la mea s-a făcut semănicic, adică era o chestie. Dar ce s-a regenerat? Și au venit bine, iarăși, nu mai contează. Iar au tăiat-o. Ce a fost mai mare, ce a fost mai mare. Și acum este undeva pe... undeva în zona aia, tot așa, pe autostradă, se vede pâlcuri de... mici de pădure, adică ea nu mai s-a avut timp să mai se regenereze. Contract de pază ați făcut cu Silvic? Nu cred că s-a mai făcut, da, nu cât ce au fost în respectiv. Dar o altă ea s-a tăiat la ras, adică în momentul ăla a rămas acolo gol. Păi, că s-a dat momentul, deci asta e problema. Problema dânsului, problema dumneavoastră. N-ați avut contract de pază? Nu, oamenii când s-au văzut cu pădurea, a început să taie la un moment dat unul sau doi. Da. Asta a fost, ăsta a fost, Imbold. Taie unul și a venit toți, cum românește.
mergem ca la coadă, stăm tot, dar nu știu de unde de ce stăm. E și toată lumea să taie ca să nu rămână fără pădure. Și tot așa într-o vară a rămas pur și simplu gol. Nu-i întreba nimeni de nimic. A rămas gol? Din ce motiv? Păi din motiv că era proprietatea lor. Da? Devenise proprietari. Nu era atunci când ai voie să tai la ras sau chestia asta. Păi da, dar în momentul când a... Și dacă una... Că, de exemplu, părinții mei nu aveau... Adică părinții, da, ce atunci, bunicii mei nu aveau... Nu vreau să lase să radă pădurea. Adică vreau să... Îngrici. El de-a lungul timpului, în povestea ta, când venea după anii, când era după război, că tăia cât un copac, să rasă pe altul, da, îl da. Tăia pe la mai așa, ca să nu se... Pe la mai puțin care e uscat, ca să crească mare. A venit comunismul, a luat pădurea. Păi da, dar știți că și în primul război mondial, știți câtă pradă de război, ce s-a luat pradă de război de la noi în România? S-a luat... Tot. Ce s-a luat pradă de război? S-a luat și pădure, din ce mi-aduc aminte, s-a luat lemn. Minereurile. Păi cum, lemn s-a tăiat ce a fost lângă căi ferate, s-a ras tot. Atunci oricum era, da. Deci dacă vedeai de la București, și până spre granița cu Ucraina sau Moldova, era rastul. Aia la războiul 2 mondial, când primul noi a ieșit învingători cu România dodoloață. Sau 2, pardon, la războiul 2. La al doilea război mondial. La al doilea război mondial. Și la prima și la al doilea, tot așa. Dar și la primul război mondial și la al doilea la fel s-a luat. Am cam rămas fără petrol atunci. Nu, dar și la primul război mondial s-a tăiat. Mergem împreună. Mergem. Și eu m-am murdărit ca dumneavoastră. Cine mai stă? Acum vreți să stați în pădure, că ați aflat că nu mai sunt mistreți. Ce nu mai sunt? Asta ar capioare sunt în belșug. I-a omorât pe ăsta. Da? Ce avem noi aici? Busuci. Sunt și busuci? Cum arată oare? Căutăm pe Google. Bine, sunt greu, oricum sunt greu de văzut pentru că... Sunt fricoși. Nu, sunt și fricoși și au simțurile foarte dezvoltate și fum. Trebuie să stai, să pândești ca să nu vezi. Sau să-i faci o poză. Pui o cameră de automat. Da, da, da. Așa îi surprindem și noi, cu camera. Dacă vii la plantat voluntar în pădure, ai șansa să vezi așa ceva. Brândușă, parcă mi-a zis că se cheamă. În mijlocul drumului. N-am găsit ghivăcei, dar iată așa floricele am întâlnit. Ninunate.